Slăvit să fie Domnul. Voi cânta o cântare tot de la Duhul Domnului, când vine încercarea și e grea lucrarea. Când vine încercarea și e grea lucrarea, tu să nu dai înapoi. La Domnul privește, că cel te întărește, doar El este cu noi. Rămâi în credință, să ai biruință și luptă-te mereu. Ia-ți toată armura, cum spune Scriptura, și nu îți va fi greu. În Domnul te cheamă, nu e zadar, a ta osteneană, că cel îți va da. Tu ești doar lucrătorul ce cu Domnul lucrează. Rămâi doar ogorul, unde te-a pus și veghează. Azi Domnul te cheamă ca să vii de grabă la tronul Harului. Nu sta nepăsare, El te vrea în lucrare după sfânt planul Lui. Căci poate vreodată vei vrea o răsplată cu cei ce au lucrat. Deci vino de-ndată, Domnul te așteaptă, iar vremea s-a scurtat. Căci toate au vreme pentru împlinirea lor și doar a Lui putere te fac biruitor. Rămâi în ascultare, mereu în voia Lui. De vrei să stai odată la dreapta Domnului. În sfânta împărăție a Domnului Hristos să fii pe totdeauna cu cei victorioși. Să împărțim bucuria acum și în veșnicii, te înrolează astăzi și nu mai zăbovi. Te înrolează astăzi și nu mai zăbovi. Amin. Glorie Domnului oștirilor, care ne-a înrolat la oastea. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze, soră Sanda. Și pe voi, dragii mei.